inclusiv în aplicarea, în implementarea politicii agricole comune, statele membre și, deci, regiunile rurale au de ales. Deci, la Bruxelles sau la nivelul comunității nu se decide o direcție foarte detaliată în care trebuie să evolueze un sector sau trebuie să evolueze o anumită categorie de regiuni. Se fixează niște obiective și se creează apoi instrumente prin care comunitățile respective se poate să evolueze în direcția în care doresc să evolueze, dar sigur păstrând o coerență la nivel comunitar. Și acum mai concret în România. E de ales dacă vrem să sau se va merge spre o urbanizare accelerată, spre o depopulare a zonelor rurale și să transformăm zonele rurale în, să spun așa, dormitoare a celor care locuiesc în mediul rural sau în parcuri naturale, poate să fie o abordare. Se întâmplă în unele state membre, care probabil voluntar sau involuntar au ajuns în această situație. Sau poate România să aibă o abordare prin care să dorească să mențină populația în mediul rural, din motive sociale, din motive economice, din motive demografice sau de mediu. Și asta presupune un alt fel de abordare vis-a-vis de infrastructura rurală, vis-a-vis de activitățile economice din mediul rural, vis-a-vis de legătura dintre mediul urban și mediul rural. Dar asta ține de alegeri de politică națională. Și am spus-o de mai multe ori că faptul că există o politică agricolă comună nu înseamnă că un stat membru nu trebuie sau nu poate să aibă o politică agricolă națională sau abordare națională a modului în care folosește oportunitățile oferite de politica comunitară, încă o dată, în aceste obiective comunitare și să aibă o abordare vis-a-vis de modul cum vrea să evolueze agricultura în statul membru respectiv. Chiar și în Uniunea Europeană sunt state membre care pun agricultura pe planul 2 sau 3 și spun nu avem nevoie de producție alimentară pentru că ne aprovizionăm din altă parte, e o alegere de politică și care își are locul ei și în Uniunea Europeană, și alte state membre care spun chiar și în condiții de climă foarte vitregă, cum sunt statele membre din Nord, de exemplu Finlanda sau Malta, să vă dau exemple extreme celelalte, doresc cu orice preț să mențină o producție agricolă și își abordează problematica agricolă și rurală în consecință. Deci, la fel și în România, încă ce mai lipsește în România în momentul ăsta e tocmai această abordare națională pe termen lung. Unii au avut impresia că negocierile de aderare la Uniunea Europeană și, deci, aplicarea politicii agricole comune va rezolva problema. Și acum mai mult, unii au impresia că dacă e un comisar român la agricultură, problema e și mai bine rezolvată, pentru că face el politica agricolă pentru România. Ei, nu, ca să fiu foarte clar, eu ce pot să fac e să fac în așa fel încât în acest pachet de obiective europene privind politica agricolă și rurală comună, să existe suficiente instrumente pentru că un stat membru ca România să poată să-și aibă abordarea națională specifică, fără să iasă din cadrul și din problematica europeană și chiar să folosească anumite pârghii europene pentru a-și pune mai bine în valoare anumite resurse agricole sau rurale pe care le-ar fi pus mai greu în valoare dacă ar fi fost în afara Uniunii Europene. Deci, viitorul mediului rural din România se află în mâinile românilor, în primul rând, folosind și instrumentele, sau folosind, sper eu, mai ales instrumentele care sunt oferite de politica agricolă comună, care are și această componentă rurală.